Superliga vă este oferită de Superbet. Mingea ajunge la Perianu, șutul lui Perianu. Nu e Petrea, probabil că nu vrea ca Perianu să tragă de acolo. Nu, nu înțeleg. Intervenție foarte bună a lui Chițu. Și un șut al lui Dumitrașcu, un șut care îl pune în dificultate pe Gurău. Și când vă spun că este surprinzător, ne putem da seama asta și din reacția lui Gurău, care nu se așteaptă ca mingea să vină atât de periculos. Este obligat să boxeze. Este 1,90 m. Boxează Căbuz, nu o face grozav. Și vine un șut respins fantastic, de pe linie practic, de celea. Ar fi fost gol, este o intervenție echivalentă cu un gol al lui Daniel Celea. N-avea nicio șansă să respingă acolo Căbuz, cea mai mare ocazie, de fapt singura ocazie a Clevei de până acum. Gol marcat de Button, cu o execuție absolut surprinzătoare pe final de repriză. Clevea înscrie prin Button, a doua reușită din carieră împotriva Chidiei, a marcat și în sezonul trecut. Un gol venit contrar cursului jocului. Este a patra reușită a lui Button în acest sezon. Button avea nevoie de acest gol. Nu mai scrisese din ianuarie, atunci când a punctat în remiza pe care FC Craiova a făcut-o cu UTA. 1-1. Este acolo și o mică eroare de marcaj, dar execuția este una de mare clasă. E greu să dai voleu din această poziție. 1-0 pentru FCU Craiova, lovitură importantă pe care o primește Chindia. Trei minute de prelungire pentru prima repriză. Destul de multuți. Bauza, super acțiune și e handscă de-a lui Celea. Va interveni varul și probabil că de câte am văzut eu, bine, Celea se ține de față, dar cred că a fost hands. Cred că a fost hands și dacă este hands, este penalti și roșu. Vom vedea imediat. Mie mi s-a părut, așa într-o emisiune directă, mi s-a părut hands. Oprește, de adevăr, Iulian Călin, se duce la VAR, a fost hands, clar. Practic, aici se cam încheie meciul pentru Chindia. Celea va fi eliminat și se va da penalti. Are și în cap sau doar mână, nu dau seama, din acest unghi nu dau seama. Dacă asta este imaginea pe care o vede Iulian Călin, este inutilizabil. S-a convins Iulian Călin că îi dă în mână și va fi roșu. Galben. De ce are galben? Celea este de părere că mingea îl lovește în cap. Eu de acea roare nu m-am lămurit. E penalti, nu mai bate Bauza, care a ratat la Botoșani.
și ci Albu. Albu, un om care nu marchează foarte des, dar a reușit o dublă în partida cu Mioveniu. Oare trebuia doar galben? Mie mi s-a părut oarecum de roșu dacă dai penalti. Cred că era gol, în fine. Față în față Albu cu Căbuz. Pasă la portar și rămâne 1-0. Pasă la portar. De mult n-am văzut o asemenea execuție slabă. Simt nevoia să repet această întrebare pe care mi-o pun aproape de fiecare dată când văd asemenea ratări. De ce nu și-a luat elan mai mare? De ce bați de lângă minge dacă ești un expert al penaltiilor și ești negru? Minge ajunge la Dumitrașcu. Drumul în careu, centrarea nu era Popa. Popa, mingea sare cu noroc. Acțiune foarte bună și un șut superb al lui Button, care cere corner, îl primește. Omul meciului, gol înscris și două mari ocazii. Văd că se pregătește acolo intensifica sprinturile și George Gane. Superliga vă este oferită de Superbet.